Adrian Constantin, Ileana Vulpescu, Răzvan Teodorescu, Ovidiu Bojor, Alexandru Atanasiu, Traian Stănciulescu și Adrian Badea sunt cei care ne propun să descoperim adevărate modele de valori intelectuale românești. Sperăm ca dezvoltarea acestei tinere generații să fie mai sănătoasă pentru a putea să ne îndreptăm și noi încet, încet către starea de bine. Una dintre marile dureri ale intelectualității românești este faptul că învățământul nu mai este ce a fost cândva, nu mai primește sprijinul autorităților la nivelul la care chiar să facă performanță, iar dascălii să simtă că demnitatea le este respectată. Învățământul, din nefericire, a scăzut foarte mult în România. Cauzele sunt multiple. Învățământul este foarte prost plătit. Foarte prost. Profesorii nu se mai bucură de niciun fel de respect din partea elevilor. Aud că e atâta lume care spune 1 decembrie, dar zi națională, iarna. Ce se poate? Cine vrea să se ducă la o kermesă, nimeni nu-l oprește să se ducă în timpul verii. Dar ca să uiți că au murit 800.000 de români pentru această zi de 1 decembrie, este inadmisibil. Iar manualele care sunt de jale. Nu se poate să am 3 rânduri la Ștefan cel Mare, 1.5 la Mihai Viteazu și, în schimb, niște vedete de televiziune să aibă pagini între ei. Unul dintre cele mai emoționante momente ale lansării de carte a fost cel al confesiunii academicianului Ovidiu Bojor. Iubirea de țară s-a născut prin lacrimi și suferințe. În 1940, când a trebuit să părăsesc patria mea în condiții deosebit de triste, 5 oameni din familia noastră au fost masacrați. Nu sunt naționalist, sunt patriot. Poporul român știe să ierte. Iertarea este mai presus de toate. Lansarea a fost încheiată cu un program de colinde interpretate de corul studenților teologi.